Victory Cup v-a acordat trofeul Victory Cup Awards pentru managerul lunii martie. Daniel Gheorghe este managerul echipei All New Stars. Dar tu ești unul dintre cei mai vechi membri, practic unul dintre fondatori. Un fel de patron și ai acceptat să primești acest premiu în numele echipei. Ce înseamnă acest premiu pentru voi? Recunoștință la ceea ce facem. Suntem, cred că, poate cea mai veche echipă de la această competiție sau printre cele mai vechi echipe. Încercăm să facem față cu brio. Am făcut și ceva transferuri sezonul acesta, că era nevoie. Sperăm să reușim ca în fiecare an să ne batem acolo sus, la locurile fruntașe, chiar dacă anul trecut am avut ceva emoții cu retrogradarea. Sperăm ca anul acesta să nu se mai întâmple acest lucru. Știți cum se câștigă Victory Cup? Ați câștigat-o de două ori. Cât de greu e drumul spre trofeul suprem? Nu, este foarte, foarte greu. De la an la an, băieții care se ocupă aici, în special Dragoș, și toți cei care vă ocupați împreună de această competiție și încercați să ridicați standardele an de an, trebuie felicitați. Și, cum am spus puțin mai devreme, este din ce în ce mai greu pentru a câștiga trofeul. Cât mai mulți foști fotbaliști vin să facă mișcare la această competiție. Sunt unii foarte tineri care joacă și pe la mini-fotbal prin competiții, care fac antrenamente. Deci, cred că a devenit cea mai importantă competiție de mini-fotbal din București. Aveți o echipă foarte puternică la acest sezon, cu foști fotbaliști care au jucat în Champions League. Mă gândesc la Bănel Nicoliță, Stălian Stancu, Izvoranu, Rică Neaga, tu... Asta, cum va fi anul ăsta? Asta a fost și ideea. În momentul când am pus ghetele în cui, am încercat să facem mișcare în continuare și atunci am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul. Cum am spus mai devreme, este și o competiție, și un trofeu pus în joc și competiția de la an la an a crescut. Dar încercăm să facem față cu brio și eu zic că până acum ne-am descurcat cam fiecare an foarte bine. Când vezi atâtea echipe la Victory Cup, sunt atâtea divizii, practic, când vezi ce succes are această competiție, te bucuri că ai fost încă de la început tu cu echipa ta înscriși? Da, am fost chiar, cum am spus mai devreme, printre primii, cred că suntem printre cele mai vechi echipe. În afara faptului că suntem competitori aici, sunt și foarte bun prieten cu Dragoș și tot timpul am încercat să-l ajut cu sfaturi, cu conexiuni, cu relații, cu ceva pentru a crește această competiție și a deveni din ce în ce mai bună. Și sunt convins că și în continuare cei care organizează această competiție vor face tot posibilul ca și anul viitor sau în fiecare an să vină cu ceva nou pentru mini-fotbal. E mai greu de cucerit în aceste condiții trofeul în acest sezon, cu atâtea echipe și atâtea pretendenți? Da, ținând cont că noi poate suntem cea mai bătrână echipă care participăm la Superliga, da, cum am spus și mai devreme, sunt echipe care fac antrenamente împreună, care se pregătesc foarte bine, au adus jucători tineri care practică futsalul sau au practicat mini-fotbalul, sunt încă activi unii și atunci pentru noi este din ce în ce mai greu, dar știți cum e, toate echipele când joacă împotriva noastră se mobilizează mult mai mult. Cum ai spus și tu, suntem foști jucători internaționali, participări prin cupele europene, cu foarte multe meciuri prin Liga 1 și atunci ambiția este mult mai mare împotriva noastră. Dar, cum am spus, tot timpul încercăm să venim, să ne prezentăm la meciuri, la competiție și de ce nu să reușim să câștigăm și să punem probleme fiecărui adversar pe care îl întâlnim. Îți aduci aminte cel mai greu adversar pe care l-ai avut în atâția ani de Victory Cup? Ți-a rămas în cap vreun adversar greu? Pentru că ai avut atâția adversari grei. Uite o echipă foarte bună anul acesta, Oțelul Galați, care are în componență pe Borceanu, pe Cernat, foarte mulți jucători veniți de la Galați care joacă în campionatul de mini-fotbal și acolo. O echipă foarte bună, dar de-a lungul timpului să știi că și când am reușit să cucerim trofeul, am avut meciuri bune cu marea majoritate a echipelor care participă la această competiție.
Și acum, în final, o surpriză. Din partea partenerului nostru Travel Experience, vei primi un bilet de avion și un bilet la un meci din top 5 campionate. La un meci de fotbal. Te-ai gândit la ce meci ți-ar plăcea să asisti sau la ce echipă, la meciul cărei echipe ți-ar plăcea în top 5? Anglia, Spania, Italia, Franța, Germania. Sincer, mi-ar plăcea să merg în Anglia la un meci al lui City cu Liverpool sau o Barcelona cu Real Madrid. Acasă la City, acasă la Barcelona, acasă la Real, acasă la Liverpool? Eu sunt cu City și cu Barcelona și atunci aș prefera să fie acasă la ei. Mulțumim frumos!